Salut, bine găsit la un nou episod de Minecraft Survivor Let's Play. Cum puteți observa, se vede mult mai luminată această hartă, pentru că am băgat un mod de Minecraft care modul se numește ăsta. Ce face, sunt mai multe, are mai multe opțiuni cum puteți pe aici observa și eu doar mi-am pornit acest lucru. Nu acest, gamma, uite ăsta cu gamma. S-am și o gamma. Și încă o chestie care am pus la acest mod, chestia asta, dar pot să vin așa și pot să-mi fac în sfârșit thumbnail-ul și cu mine, să apar și cu mine în ecran și iau, pac, și am făcut thumbnail-ul pentru asta. Bine, acum l-am făcut, gândiți-vă că ăsta nu mai am nevoie de el. L-am făcut deja, dar măcar acum în viitor o să apar și eu, foarte frumos, foarte bine. Aici nu știu ce am mai pune aici, să văd dacă mai funcționează lucrurile, dacă nu. În fine, cum ați văzut, am spart o grămadă de căul, am spart o grămadă de minereuri. Ce mai aveam și eu prin cufărul ăla, că am văzut că aveam foarte multe, foarte multe minereuri nesparte și am zis, bă, te odată și odată să le spar, nu? Așa că le-am spart acum la început de episod. Și ce m-am gândit eu? Băi, eu nu prea n-am o fermă de-asta, de pumpkin, de melon, de-astea. Și cred că este timpul să ne ducem să facem rost de niște pumpkin, niște melon, să avem și noi pe acolo. Poate în viitor vreodată o să avem nevoie. Cartea asta ce face? Cum puteți observa, au dispărut item frame-uri, gen le-am făcut invizibil. E un data pack, eu l-am băgat de la început în seria asta, dar nu l-am folosit niciodată. Până acum, până mi-am adus aminte de el că l-am băgat și pot să-l folosesc. Uitați, da? Un loc să stea ăsta cum stă în mod normal în item frame. Acum, pa, e frumos, altceva, altfel discutăm. Foarte frumos, foarte frumos, da, hai să ne ducem să ne apucăm de lucruri pentru că e jale. Bun, acum că am făcut eu acel pumpkin melon farm, cum vreți voi să o luați una din două, cum puteți observa, avem 53 de nether staruri, aveam vreo 3 capete, 3 stacuri de capete de wither și am zis, bă, trebuie să le sparg, trebuie să-i omor. Așa m-am dus în nether, mi-am pierdut o oră, i-am omorât, etc. Am și mâncat în același timp cât îi dădeam în ei. Am făcut 53 de stele, nu știu ce s-a auzit pe fund, dar nu știu ce a căzut prin casa asta, dar am auzit și eu după ce am vorbit, am auzit că s-a întâmplat ceva, nu știu. Ok, hai să mai zic o dată, am bătut 53 de wither, am fost în nether, i-am bătut pac, pac, pac și am luat acolo. Și acum m-am gândit, eu dacă vreau acest beacon să-l termin vreodată, de diamond, este o variantă destul de simplă, care aș putea să o abordez părerea mea și să am noroc puțin și îl fac în acest episod. Sau nu o să-l fac în acest episod, dar o să ajung pe aproape să-l termin. Și poate ați văzut și din titlu și din thumbnail, dar 100% deja știți ce o să facem. Deci 1-0-0 și minăm 10.000 de blocuri, da. Așa ca prost smoke, să pierd o zi de viață ca să minez, că poate așa găsesc și eu diamante. Dar înainte, hai să-mi iau niște poțiuni de fire resistance, cum puteți observa, am o grămadă că partnering cu... Bun, una am pierdut-o, gata, GG. Bine, dacă e mod, pot să mai mă duc să iau, adică nu-i problemă, că oricum am. Trebuie să am aici shulkerele astea pline. Opa, aici ce e? Au, aici e elementarul, sigur, avem nevoie. Ce aș mai putea eu să iau la mine? Adică trebuie să iau la mine, trebuie să iau toate pickaxe-urile, toate lopețile. Bă, două lopeți cred că mergem, să fiu sincer, adică nu cred că să dau eu de foarte mult gravel. Dar vreo 9 pickaxe-uri, 10 pickaxe-uri, 11 pickaxe-uri mi-ajunge, mă. Având în vedere, nu sunt toate full. A, dar și că e problema că astea sunt și toate cu siltaș, bă, nu, uite, doar ăsta e cu fortune. Ăsta n-are nimica. Ok, am 6 pickaxe-uri cu siltaci. Și nu prea aș vrea să nu vreau să fac rost de deep slate de ăsta, deep slate de ăsta normal. Eu vreau să fac cable deep slate. Și asta am trebuie să n-am nimic, să n-am siltaci. A, pierd niște nivele, dar cred că fac. Fac 3 pickaxe-uri de diamond. Diamantele astea le las acolo. Fac în filmator. Ăsta. A, dar stai că te vei în breaking, să ai și pe el. Pun am breaking, nu-i problemă. Uite, fac așa. Fac am breaking, mamă, 20 de nivele aproape. Aoloc, deja mă doare inima. Da, am rămas în 700 de nivele. Rest in peace, boys. Dar măcar acum avem în felul următor. Avem fortune cu fortune. Oricum,
astea cu forcea, nu trebuia neapărat să pun forcea în pătoate, să fiu sincer, dar eu prost. Cred că mi-ajung astea și acum eu am mâncare, nu cred că o să am așa nevoie de foarte mult, oricum am văzut că am și în ăsta, 3 sacuri, mai am și la mine, mai am și pe aici, da, 100% nu mai am, eu nevoie. Artificiam, aia am, șulcăre în ăsta am. Păi mă duc să-mi pun checkpoint-ul să fiu eu sigur că l-am și mă duc să caut 0 cu 0. Și acum trebuie să mergem la 0 cu 0 și hai să vedem. Oho, s-au făcut câțiva aici. Am mai pus două paturi pentru că dacă erau patru aici tot nu se mulțeau pentru că le dădea eroare în continuu că nu erau suficiente paturi și pentru copii. 0-0 este fix aici, 0 cu 5, na, ce să-i facem, am dat, nu pot. Hai să mergem în jos și bun, 0-0 este fix aici în apă, am ajuns la coordonată minus 8, minus 58 la Y, astea sunt toate resursele pe care le-am făcut, iar acum ce o să fac eu, e bine, nici nu știu în ce parte să minez, dar chiar nu contează partea, doar trebuie să minez 10.000 de blocuri în acest episod, pentru că probabil o să minez mai mult în viitor, probabil că nu o să mai am nevoie de materiale, probabil o să mai fac o parte din acest episod, așa că hai să vedem 10.000 de blocuri, în partea asta vreau să mă duc și facem la Z, nu? La Z facem, bun, facem Z-ul. 10.000, X-ul 0, na, ce să-i facem? Hai să mergem direct în față și să fie bine, să nu fie rău. O să-mi punesc că imediat ceva pe fundal ca să am și eu, na, vă dați seama, la 10.000 de blocuri că o să am nevoie să au și eu ceva pe fundal și văd că fac cu ăsta mâncare, hai să fac un stack.
Thank you.
Bă, după câteva zile, nu știu dacă ați văzut pe aici, dar data asta se schimba, adică am început luna trecută pe 27, gen pe data de 10, 27 a 10-a, acum suntem pe 8 a 11-a, da, a trecut ceva timp, dar am ajuns să sfârșim la 9998, așa că hai să mai mergem 4 blocuri și am ajuns la blocul, nu, 10.000, sunt prost. Deci am minat 10.000. De bloc. Haideți să mergem acasă pentru că în sfârșit putem să mergem acasă, nu? Haideți să îi dăm așa și să ne băgăm până toată lava asta care am lăsat-o prin spate. Doamne ajută și să mergem să vedem câte materiale am găsit eu în 10.000 de blocuri. Păi da. Bun, am vrut să mă cul, dar văd că s-a făcut zi. Ok? Haideți să vedem blocurile. Acestea sunt toate blocurile care am făcut eu în 10.000 de blocuri, gen, am spart 10.000 de blocuri și astea sunt toate blocurile, iar aici avem toate porurile, toată valoarea din acest episod. Ok? Să luăm diamantele, sunt foarte curios, efectiv chiar sunt foarte curios să știu câte diamante am, dacă pot să-mi fac acel beacon. Dar nu cred că o să pot să-l fac full, dar Doamne ajută să fac măcar puțin din el ca să fie bine, să nu fie rău. Așa că hai să spargem, câte erau 4-5 stacuri de astea, nici nu mai știu, oricum, o grămadă. Hai să mergem sus de tot și să spargem. Bun, hai să vedem câte diamante o să facem rost. Bă, dacă fac măcar un stack de blocuri, cam greu, dar eu cred că nu fac un stack de blocuri. Nu știu, asta e părerea mea. Chiar nu cred că facem noi un stack de blocuri din ce avem aici. Dar totuși, dacă am face, wow, ar fi beton. Dar asta cred că dacă, ca să fac eu un stack de blocuri de diamond, cred că mi-ar trebui la fiecare diamant pe care să sparg cel puțin 3-4 diamante. Cel puțin. Până acum cred că am dat de vreo două, nu știu, am văzut câteva în care am spart un de ăsta și mi-a dat doar un diamond. Uite, pac, un diamond. Am ultimul bloc de diamond. Câte blocuri de diamond o să facem rost? Hai să vedem. Nici nu mi-a prins în inventarul, vreau să ajung aici. Perfect, l-am văzut, l-am zărit. Haideți să vedem. Hopa, 55 de diamant. Nu, eu chiar vreau să văd. Eu mai am acasă din greșeală niște diamante, bro. Chiar mai am acasă niște diamante. Hopa. Ha, la naiba, bă, aproape făceam, ba, mamă. Dar măcar 62 de blocuri, bă. 62 de blocuri, bă. Pare vorba aia, uitați câtă valoare. Ok. Încerc să prindă formă, îmi place. Da, bă, cam ăsta a fost cu acest episod. Nu a fost nimic ca wow, doar am minat și aproape am făcut full diamond beacon. Așa că mulțumesc de vizionare. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare de această serie. Iar noi, desigur, o să ne auzim cam pe data viitoare cu un nou episod de Let's Play, în care 100% o să facem o fermă mult mai bună de beacon, adică de Wither Skeleton, pentru că am nevoie de mai multe beacon. Ok? M-ați auzit bine, am nevoie de mai multe beacon pentru că vreau să încep să-mi pun beacon peste tot. Some speed, some haste, some jumble, some strength, some resistance, peste tot. Am nevoie, ok? Salut!